cu 42. Da. Plus 21. 21. Este egal cu 63. 63. Sau altfel. Dacă adunăm unitățile 1 plus 1 plus 1, 3. 2 plus 2 plus 2, 2 plus 2, 4 și cu 2, 6. 63. Deci, nu neapărat ne oprim numai prin 2 și pe adunăm de 21, ci putem face mai multe numere deodată, da? Da. Ia să le spunem prietenilor noștri ce ai reținut tu foarte tare din lecția de până acum. Hai să te vii pe tablă și spune ce mi-a plăcut foarte tare sunt aceste lucruri pe care n-am să le uit niciodată. Totul ți-a plăcut. Totul mi-a plăcut. Dar să le spune, măi, să țineți minte de la mine, așa ți le zis. Să țineți minte de la mine că atunci când aveți de făcut niște operații și în ordine nu merge treaba, asta e foarte tare. Foarte tare. Nu merge treaba. Vedeți voi, puneți pe cei toți cu plus la început. Cu plus puneți la început, iar cu minus la sfârșit. Corect. Asta e foarte tare. Asta e ideea cea mai importantă. Deci da. Noi când plecăm de la lecții, trebuie să avem grijă să plecăm cu ceva foarte important. Ca să ținem minte toată lumea. Noi că acum că repetăm amândoi, știi ce facem? Facem lucruri extraordinare pentru cei care ori vedea lecția. Ce lucruri importante reținem din lecție? Toți cei cu plus la început, cei cu minus la sfârșit și încă ceva, alte chestii. Cei cu minus sunt datorii. Și putem aduna datoria foarte tare, nu? Decât să luăm în ordine acolo, pierdem timp, adunăm toată datoria și pe urmă, din toată suma care am găsit-o, o avem noi, scădem datoria totală și iarăși merge foarte bine. Am mai reținut că sunt niște adunări, niște sume șmechere. Cum este suma asta? Între 1 și 2, distanța de 1. Sunt consecutive. Cum se cheamă astea? Consecutive, nu? Consecutive, da. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Și noi am muncit aici foarte mult, am dat rezultatul corect, dar șmecheria este asta care trebuie reținute. Primul plus ultimul, egal cu următorul plus penultimul și așa mai departe. Și faci, cum am vrut să o întâmplat, să-ți facă 10-le. Și ce frumos am numărat câte 10 sunt 1, 2, 3, 4, parcă 10 au fost, nu? Din, da, 1, 2, 3, 4, 10 și 5 care a rămas trist, el era trist acolo să te aduci. Și dacă mine ce faci? Nu te aduci la sfârșit pe tine. Imediat o să rezolvi și cu tine. Da? Am făcut 45. Acum facem o problemăță? Da. Hai să începem o problemăță. Nu știu. Poți să scriu și eu? Știu, neapărat. Asta e și important lucru să nu faci. Să scrii și tu că te-o ștergi tabla. Dacă ai văzut în lecțiile acelea cu copilul din clasa a doua, Mario se cheamă copilul, el este acum în Italia, născut în Italia și vine în România numai pentru a face școala în România. Și anul trecut, că nu, cred că acum 2 ani, era la clasa 0, prima dată când m-am întâlnit cu el și i-am spus mamei, adă-l și pe Marius să-l văd. Și-o vin direct la fotbal. O să pare profesorul nevoie de mine? Gata, m-am dus. Super. Da. Și de atunci nu discută. Este momentul când ne facem surprize, compunem probleme unul pentru celălalt. Da, frumos. Da, deci acum zice, fac o problemă, nu puteți face. Da? Mie vreau să fac probleme. Da? Da. Foarte tare, acum facem. Acum facem. Uite, hai să zicem așa. Eu mai pot trece la tablă cu 2x. Dar îndată nu mai să gândim problema acum. Eu trebuie să compun o problemă, că n-am nicio colegere la mine și să fac acum eforturi mari ca să compun o problemă. Da? Ia să zicem așa. Un kilogram de mere, unul de pere și unul de butui costă în total, adică toate la un 20 de lei. Deci, 1 kg de mere, deci 1 kg mere, da? Apoi, plus 1 kg de, ce-am spus, de gutui, da? Gutui, plus 1 kg de pere, așa, costă în total 20 de lei. 20 de lei. Nu, costă, hai să zic așa, ca să nu zic egal suma asta, egal atât. Costă, da? Costă 20 lei. Gutuile sunt mai scumpe cu 3 lei decât merele. Deci, gutuile sunt mai scumpe cu 3 lei. Gutuile. Iar perele sunt mai scumpe cu 2 lei decât, trebuie să spunem, decât merele, asus, da? Și aici tot decât merele. Deci, gutuile sunt mai scumpe cu 3 lei decât merele. Perele sunt mai scumpe cu 2 lei decât merele. Tot decât merele. Cât costă fiecare kilogram? Păi dacă... Deci nu ne grăbim. Trebuie să înțelegem problema, că nici eu n-am înțeles-o. Eu am formulat-o, dar încă n-am înțeles-o. Păi dacă un kilogram de mere... Deci, un kilogram de... Mere. Plus un kilogram de gutui, plus un kilogram de pere, costă 20 de lei. În total. În total. Gutui sunt mai scumpe, cu 3 lei. Decât merele. Decât merele. Iar perele sunt mai scumpe, cu 2 lei, decât merele. Tot decât merele. Tot decât merele. Cum putem să aflăm? Asta e povestea. Oare 3 minus 2? De ce te gândi la 3 minus 2? Că vezi că 3 și 2 aici? Sau... Da, să vedem care e logica raționamentului. De ce ai vrut să scazi 3 minus 2? La ce ți-ar ajuta? Nu știu. Vezi? Totul se compară cu merele. Dă un număr pentru mere. Care costa merele atât? Hai să încercăm, să mergem prin încercări, să vedem dacă nu este ideea. Să spunem că merele ar costa cam cât crezi tu dacă... Ele sunt cele mai... Care sunt cele mai ieftine? După părerea ta aici. După părerea mea, parcă spun că mai ieftine, da, perele. De ce? Uite că perele sunt cu 2 lei mai mult decât merele. Deci, cine sunt cele mai ieftine? Merele. Merele. Da? Merele. Pentru că și perele și gutuile se compară cu merele. Ele sunt cele mai ieftine. Pentru că la prețul de la pere mai punem 2 lei la... Cât costă, da? La dincolo mai punem 3 lei. Deci, se pare că merele sunt cele mai ieftine. Dă tu un număr așa pentru mere, cam cât crezi tu să fii să... Eu ziceam... 10? 10. 10. Deci 10 lei kilogramul de mere. Atunci, cât ar costa? Cât ar costa gutuile? Gutuile sunt cu 3 lei mai mult. Mai scumpe. Asta sunt. Mai mult. Dacă 10 lei merele, atunci gutuile cât ar fi? Obligatoriu. Obligatoriu 20. De ce 20? Numai cu 3 lei mai mult. 10 plus 3. Așa. La 10 mai punem 3. Deci ar fi 13 lei kilogramul de gutui. și cât ar fi perele. Păi cu 2 lei mai mult, mai scumpe decât merele. Cu merele tu le-ai fixat 10 lei, atunci cât ar fi? Obligatoriu. 10 lei plus 2. Adică? 12 lei kilogramul de mere. Ei, acum să vedem totalul, că trebuie să ne dea totalul. Totalul trebuie să ne dea 20. 20. Dacă vrei, pe dreapta. Adică le adunăm pe asta, da? Total. Da. Total se vede. Cât ne dă? 10 cu 13. 10 cu 13 dă 24. 23. Și cu 12. 23 cu 12 dă 35. 35. Și noi trebuie să ne dea 20. 20 am depășit. Cred că mai bine 10 lei. Deci am plecat cu 10 lei kilograme de mere. Ce părere ai tu? A fost bună ideea cu 10 lei? Când au dus obligatoriu 13, 12, n-a stat mult 10 lei. Poate cu 9, hai să vedem cu 9. Bune, repede. Pune 9. Deci 9 lei la mere. Scriu și lei? Nu, lasă așa. 9 mere. Cu mână. 9 la mere. La gutui neapărat trebuie să pui cu 3 lei în plus. 13? Adică nu 13, la 9 plus 3. 9 plus 3. De ce supui cât face? 9 plus 3. Adică 9 plus 3... 12. 12, corect. 12 costă. Cine gutuie? Așa. Și... Pere, trebuie să spun așa. Perele, da. Pere. Așa. Pere. Așa. La 9 trebuie să punem 2. Nu? Că e cu 2 lei în plus la 9. Pentru pere. Cât faci 9 și cu 2? Că tu vezi pe ideea ta. 9 și cu 2, 11. Așa. Deci pentru soluția ta, 11 ar fi la... 11 ar fi pentru pere. Corect. Ia să vedem dacă ai avut baftă. 9 plus... 11 divizi odată, 9 și 11, că îți place ție foarte tare să faci scloteala asta, cât faci 9 și 11. Nu, spune repede. 9 și 11 fac 20. 20 cu 12? 12... 32. Da? 32. Iara depăși. 32, nu poate e mult. Aici cât dă dusă data? 36 fac mi-a dus. Sau 35. 35, nu? 35. 35 plus 13, parcă era 20. Da, 35. 32, 5, 1, 1, 1, 35. Da, e corect. Tot mult a fost cu merele. Poate cu 8? Poate cu 8? Hai, vezi. Dar cât o scăzut? La 35 până la 32? Cât o scăzut? O scăzut... 3 lei. 3 lei. Adică dacă ai dat cu 1 leu înapoi, 1 leu, din 10 ai făcut 9, din 13 ai făcut 12, din 12 ai făcut 11 și tot mult este. Dacă ne ducem cu 9, cu 8, crezi tu, știi cât va da rezultatul? Va da rezultatul? Hai să văd dacă anticipezi. Dacă pleci cu 8 lei, pune 8 lei, hai să pun 8 lei, 8 la mere. Cu 3. 8 cu 3. 8 cu 2. Cu 3. Cu 3. Cu 3. 11. 11. Punem 11 pentru butui. Așa. 8 și cu 2. 10. 10 pentru pere. Ia să vedem suma. 8 cu 11 dă... sau cu 12? Cu 11? Cu care să începem? Tu, cu care. Și poți bine și mai bine. Cu 10 îmi pare. Cu 10. Așa, 8 cu 10. 8 cu 10, 18. 11. 29. 29. Deci eu scăzut cu 3 mai puțin. Deci, cât la 3 unități. Adică fiecare câte un leu înapoi, uite, de la 9, 8, 12, 11 și 11, 10. Tot mult. Nu e bun. Poate cu 7. Poate cu 7. Dar chiar cu 7 crezi că va fi bun? Cât va da cu 7? Hai să vedem. Hai, vreau deodată rezultatul. Șmecheria. Deodată rezultatul. Cu 7. Deci, cu 7. Când a fost cu 9. 7 și cu 3, 10. A, vrei să faci calul? Fă, te rog. Mă gândeam să-mi dai 7. 7 la mere, da? 7 mere. Așa. La 3 lei pui în plus la butui și din 7 și cu 3, 10. 10, ai spus bine. 10. La butui. Și la... pere... 9. 9. Știi cât va fi rezultat? Eu spun deodată, 26. Asta a fost foarte scurt, 26. Ia să vedem dacă am luat. Ia ne spune acolo. E bine? 7 și cu 10, 17. Da. Mai bine ștergem să vedem. Lasă. Da, bine. Acoperă. 7 și cu 10, 17, cu 9. Așa, 17 și cu 9. 9 ceva facem o 10 din 1 din 7. 7 cu 9, 16 și 1 rețin. Și cu 10 azi din 20. 26. Păi și cum am știut eu rezultatul ăsta pe spatele? Am văzut că din 3 3 înapoi. 32, 29, 26. Că fiecare scade câte un leu. Deci 26 sau 20? 26, păi tu nu am spus că 26, nu am dat nici 26. Am zis 20, nu știu. Am zis eu greșit, poate n-am fost atent, dar 26. Am zis 20. Așa? Da, 20 trebuie să ne dea, dar încă nu ne-a dat 20. Am zis că... Dar m-am auzit eu din greșeală, așa. Bun. Hai să vedem cu 6. Crezi că va da cu 6? Te întreb. Știi cât va da cu 6? Rezultatul? Cred că 20. Și? Uite cum am mers din 3 în 3. 26 scăzut 3. 23. 23. Hai să ne convingem cu 6. Te răspune. 6. 6 la mere. 6 la mere. Da. La gutui. 6 cu 3. 3. 9. 9. Și la... La pere. 6 cu 2. Cu 2. 6 cu 2. 6 cu 2 egal cu 8, nu? 8, 8, 8, 8 la pere. Și acum... Hai să vedem. Cât? Să vedem rezultatul. 6 cu 9, 15. Da. Cu 8, 23. 23, cum am anticipat. Și știu eu că la 5, cred că o să ne dea 20. Așa? Așa? Ești sigur? Sunt sigură. Ce motiv ai? Dar să văd de ce motiv ai tu. Pentru că dacă facem 5 cu 3... 5 cu 3... 8. 8. Da. Și apoi 8... 5 cu 2, 7. 27? Nu cred. Ia să scrie. Scrie acolo să vezi. 5 la mere. Cât am zis? 8. 8 la gutui. Și iar 5 cu 2 am zis că 7. 7 la pere. Cinci cu 8, 13. Cu 7, 20. 20! Foarte tare! Deci acum am dat este rezultatul corect. Este rezultatul corect. Da? 5 lei costă kilogramul de mere, 8 lei kilogramul de gutui și 7 lei kilogramul de pere. Da! muncit foarte mult. Prin încercările astea, da, tu ai plecat cu 10 lei, să zicem că ar fi 10 lei. Da. Dar dacă erai un pic atentă, celălalt produs având cu 3 lei mai mult, 13. Deodată îți dai seama, zici, nu se poate, că 10 și cu 13 fac 23. E mult, am greșit pâine, scad mai mult. Și nu luam neapărat 9, când ăsta nu lasă deloc în calcul. Deci, nu 9, nici 8 nu cred că merge, nici 7. Hai să încerc, poate să încerc pe 7. Și la 7 de la 26. M-am apropiat. La 35 am scăzut foarte bine. Deci, această mergere din aproape în aproape este o idee, dar muncim foarte mult. Dacă sesizăm șmecherii de acestea, când am zis, nu fixăm deodată, a fost prea mult 10. Dacă cel mai mic e 10, apoi celelalte care sunt 10 și ceva, 10 și ceva, sunt 30 și ceva deodată. Și tu îți dai seama imediat, am greșit, nu-i bine 10. Mă duc mai puțin. Și atunci te duci și sari deodată. Fii la 7, fii la 6. Și vezi că ai reușit să... nu-ți fac încercările, că munci mult, ai văzut. Da, așa. Și în sfârșit, la 5 te apropie mult mai repede. Dar acum ar fi făcut Gauss. Gauss spune așa. Sau metoda următoare, să vezi. Deci, merele sunt cele mai ieftine. Le facem printr-un segment. Astea sunt merele. Și facem și noi la școală. Prin segmente. Metoda aceasta, da? Unde, da. Da. Perele sunt cât? Cât merele. Da. Dar mai au un plus. Mai au un plus un pic. 3 lei. 3 lei. Da, 3 lei. Astea sunt cine? Gutuile, parte, nu? Gutuile. Iar perele sunt cât merele. Și mai au un plus 2 lei. Da? 2 lei. Și ele toate, la un loc, costă cât? La un loc costă 20 lei. Dăm surplusul deoparte. Care e surplusul? Surplusul e 3 lei, 3 lei și 2 lei. 3 cu 2 cât face? 3 cu 2 egal cu 5. Și acum din 20, scădem pe 5, fac 15. Și 15 înseamnă cele 3 segmente. Astea 3. Care ne-am făcut egale. 15, 15, 15. Și în clipa asta, uite cât e de tare chestia asta. Care sunt 3 numere egale ca să dea 15? Cine cu cine cu cine de 3 ori adunat să facă 15? Nici mă gândeam merele. Nu, nu, nu. Le-am făcut egale, da? Cine cu cine cu cine de 3 ori adunat aceeași valoare să facă 15. Dacă ar fi 3 plus 3 plus 3 fac 15? Nu. Nu. Dar 4 plus 4 plus 4 de 3 ori? 4, 4. Nu merge nici asta. Dar 5. 5 plus 5 plus 5? 5 ori 3? Da! Foarte tare! Foarte tare! 3 ori 5, 15. Și atunci, pe acest 15, când ne-am egalat cu ăștia, deci, practic, astea 3 segmente fac împreună cât acum. Astea 3 segmente fac împreună 15. Și pe 15 ce facem? Îl împărțim la 3. Adică împărțim părți egale. Da. Părți egale. Bucată, o bucată. Cât? Împărțim la 3, îmi dă exact 5. Da? Iată că 5 costă merele. Și deodată ne-am dus pe mere. Un segment însemna merele. Ce bucuroși suntem că am găsit merele. Deci merele costă... Da? Merele costă 5 lei. Deci un segment de ăsta costă 5 lei. Ăsta ia 5 lei, ăsta 5 lei. Și iată gutuile cum apar. 5 plus 3. 5 cu 3, ia uite cum apar. 8. 5 cu 3, 8. Iar perele, 5 plus 2, 7. 7. Foarte tare metoda asta. Aceasta se cheamă metoda figurativă. Metoda aceasta te ajută foarte repede. Că dacă nu știm cât este, printr-un segment am figurat. La gutui, cât merele plus 3. Din coace, cât merele plus 2. Și dăm surplusul 3 și 2 deoparte și le-am făcut pe cele 3 segmente egale, adică gutuile, l-am dus la nivel de mere. La fel perele, la nivel de mere. Și fiindcă au rămas numai 15, trebuie să împărțim, că sunt egale acum segmentele acestea, împărțim cu 3 și îmi dă 5 deodată. Și nu mai muncim așa prin încercări. Oho! Această metodă mi se pare deșteaptă, foarte deșteaptă. Superbă! Deci ca să luăm prin încercări și cât am muncit noi aici, să recunoaștem. Da? Dacă ne prindem cam să ne ducem cât de aproape, cum a fost aici ideea că nu 10 era prea mult, eu te-am lăsat pe tine cu 10. Știi de ce? Ca să muncim. Da. Da? Că dacă tu să dai, spune, nu 10, nu 10 că e cam, 10 e cam mult, pentru că deodată fac 13 și adunate numai cele două, gutuile și cu merele fac 23. Și mai am și pere, nu, am greșit, nu-i bun 10. Și tu stai repede, tu veneai înapoi. Am greșit, dar atunci era foarte cât, da. Puh, ziceam, bă, ce fain. Gata, te faci selecții, nu le luăm pe toate. Da? Deci și metoda asta a încercărilor îi deșteaptă, dar să ne prindem să fim cât mai aproape de adevăr. Cât mai aproape de adevăr. Da. Vezi cât de frumoase sunt problemele? Foarte frumoase sunt problemele astea. Mai facem? Eu abia aștept să mai fac. Uite, drăguțești, mă bucur mult. Așa se întâmplă, așa se întâmplă. S-a uitat tristă. S-a uitat tristă, ce mai faci? Mai stă un pic. Da, da. Nu, mai mult un pic. Da, facem, nu-i problemă. Dar să spun încă o chestie, ca să... Da, ca să poți să fii atentă și să vedem acum. Deci, suntem acum la o altă problemă, facem o altă problemă pe scheletul acesta, dar vreau să mă convingi că te prinzi de problemă, da? Bine. Și... Eu plăcut acum. Așa se întâmplă. Deci eu spun cu tot dragul. Nu întâmplător, dacă poți să urmărești comentariile, comentariile sunt extraordinare. Copii care dau așa, cum este ea acum, așa spun, nu se poate. Nu se poate. Și iar lecția asta, când o ridicăm acum, o să vedeți câte accesări o să aibă, pentru că asta este discuția naturală. Nu din asta în care regizăm și nu urmărim modul de gândire a copilului și se lasă să dezvolte. Vorbim acum ca profesioniști pe chestia asta. De cele mai multe ori, școala intervine și forțează. Nu se are în vedere posibilitatea de a se dezvolta el. Încearcă el, e inițiativa lui. Trebuie respectată inițiativa. Așadar, ia să vedem așa. Mă scuzați un pic, am dat cu radio și am făcut din greșeală. Nu-i nimic, nu-i nimic. Okay. Eu nu mă supăr deloc. O să ștergem acolo și nu-i problemă. Uite, da. Un caiet, un stilou și, și o carte. Deci, spun așa. O carte, un caiet și un stilou. Costă împreună, da, 30 de lei. Nu 30, să zic eu așa, 45 de lei. Da? 45 de lei. Ce-am spus? Un caiet plus o carte. Carte. Am spus că ești carte. Caiet. Hai să zic și aici. Un caiet, o carte plus un stilou costă 45 lei. Cartea costă cu 7 lei mai mult decât caietul. Deci cartea cu 7 lei mai scumpă decât caietul. Cartea mai scumpă decât caietul. Iar stiloul cu 8 lei mai scump decât caietul. Cât costă fiecare obiect? Cât costă un caiet? Deci, caietul egal cu cartea egal cu cine și stiloul egal cu cine. Iată, așa asta e problema. Implica asta că se aude. Nu se aude? Nu, mi-a zis totul că nu se aude. Așa, nu se aude sunetul. Deci ar trebui. Ar trebui să aude că văd că aici eu sunt... Nu, ai dreptate. De ce? Că mă mărește? Cum să nu? De ce? Se poate foarte simplu de acasă. Dar acum se aude. Foarte bine. Că nu se întâmplă uneori să dau. Așa. Deci, un caiet, o carte și un stilou costă împreună, da, 45 de lei. Cartea cu 7 lei mai scumpă decât caietul. Stiloul cu 8 lei mai scump decât caietul. Cât costă fiecare? Nu putem, nu încercăm de răspunsul deodată. Începem să gândim așa. Care e cel mai ieftin obiect? Trebuie să descoperim pe cel mai ieftin. Asta e esențial. Data trecută am descoperit merele. De aici ne... Știi cum merele am plecat, că a costat 10 lei și am zis asta. Și cartea și stilou cu cine se compară? Și cartea și stilou se compară cu cine? Uite-te, uite-te tu. Cartea cu 7 lei mai scumpă decât caietul. Deci cartea cu cine se compară? Cu caietul. Cu caietul. Da. Cartea cu caietul. Deci, cine e mai scump? Cartea e mai scumpă. E mai scumpă. Deci mai ieftină este caietul, da? Da. Bun. Stilou cu cine se compară? Stilou se compară cu... tot cu caietul. Tot cu caietul. Deci caietul e cel mai ieftin. Caietul e cel mai ieftin pentru că celelalte sunt un pic mai scumpe. Așa. Una cu 7 lei, alta cu 8 lei. Da? Vedem foarte bine. Deci prima etapă, ne interesăm, citim problema cu atenție, să vedem care este obiectul cel mai ieftin. Cum a fost mai înainte? La mere. Nu? Cât costă, sau care sortiment e cel mai ieftin. Data trecută a fost vorba de miere, acum o miere, acum e vorba de caiet. Bun. Cum propui? Plecăm cu un preț, dă tu un preț la caiet, dacă e cel mai ieftin, dă un preț. Dacă caietul costă... Deci în total, 45 de lei, ținând cont cu un 7 și un 8, văd eu cum te duci tu pe...